Ca în fiecare an, festivalul Mamaia Copiilor aduce la malul Mării Negre unii dintre cei mai talentați copii ai României. În primul an când s-a ținut aici, președintele jurului era Dumnezeu să-l ierte pe Unescu, Adrian pe Unescu. Și a venit și zice, băi, domnul Ungureanu, uite, Mamaia Copiii s-o țină la Tataia Ungureanu, zice. Dar să știți că a prins bine pentru că al doilea an s-a ținut aici și a început o ploaie puternică și datorită acestui fapt că au fost aici copii. După cum ați văzut, copiii ați văzut că sunt foarte minunați. Chiar anul acesta, parcă nici într-un an n-au fost atât de buni. S-au intrat cu 9,60 la acest festival. Ținută strălucitoare, cu melodii greu de abordat și coreografii sofisticate, concurenții au lăsat emoțiile la o parte și s-au comportat ca adevărați profesioniști în fața publicului numerose, dar mai ales a juriului. Emoțiile au dispărut imediat ce am intrat pe scenă. Scena pentru mine este ca și cum aș fi acasă, ca și cum aș fi zilnic pe ea sau ceva de genul. Deci a decurs totul cum ți-ai dorit. Cum a fost prestația ta? Ești mulțumită de ce ai dat pe scenă? Sunt mulțumită, dar să vedem ce este cu juriul. Cred că o să fie bine, dar din punctul meu de vedere a fost foarte bine. Dar din punctul juriului de vedere, nu știu. Cât te-ai pregătit pentru acest festival? Pentru acest festival m-am pregătit mult, cu bunăvoință. Ana este sufletelul meu, este încununarea muncii mele de profesor. Este bucuria mea și a colegilor ei de la Sunetul Muzicii și alături de ea se ridică noi generații de copilași. Pe ea o am de la 4 ani, am descoperit-o la un festival al grădinițelor. Ce v-a impresionat atunci? Talentul ei actoricesc la 4 ani. Cum a fost, Ana? Foarte bine. Ați avut emoții să o priviți? Nu, pentru că știu că este un copil foarte bun. Așa că speram să fie bine și de data asta. Îi țineți pumnii pentru gală? Da, normal. Sper să fie pe podium. Așadar, misiune extrem de grea pentru juriul format din muzicologul Smaranda Oțanu Buna, soprana Felicia Filip, cântăreța Nico, Iuliana Marciuc, compozitorii Viorel Gavrilă și Andrei Tudor și textierul Marian Stere. Există o dilemă și o dilemă foarte mare pentru că acești copii minunați ai țării noastre, dragii mei, cântă mai bine ca multe soliste ale noastre, deci copii între 10 și 12 ani, vreau să spun că m-au băgat sub masă, sub scaun. Foarte frumos, sincer, a fost o seară de vis și chiar vorbeam cu dirijorul și compozitorul Viorel Gavrilă. Ce facem, Viorel? Cum notăm? Pentru că mi-a fost foarte greu, sincer. Au fost câteva voci care nu și-au ales foarte bine, nu neapărat piesele. Ambitusul lor a fost un pic mai jos decât piesa respectivă, dar voci bune, deci pentru 10-12 ani n-ai fiți. Dacă închideam ochii, ziceam că au cel puțin 16-17 ani, sincer. Foarte buni, buni copii. A fost o seară excelentă. Cum s-au prezentat copiii? Bine, de la bine în sus, bine, foarte bine, excelent. Gândește-te că au plecat la start 800 de copii și au ajuns pentru etapa finală până în 80. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au fost aleși cei mai buni. Voci foarte bune, cel puțin la grupa mare de astă seară, foarte buni. Copii mici, talentați, vioi, sunt multe lucruri de spus și alegerea noastră o să fie foarte complicată. Gala laureaților este așteptată cu emoții mari duminică seara, când pe scena festivalului Mamaia Copiilor vor urca mari câștigători.